Au fost 3 zile de foc în județul Caraș-Severin. Acolo flăcările puternice au mistuit aproape 3 hectare de vegetație de pe coasta muntelui Semenic. Incendiul a izbucnit vineri seara și abia ieri după amiază a putut fi lichidat. Cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au avut mari probleme cu terenul accidentat, dar mai ales cu vântul puternic, așa că intervenția s-a desfășurat fără întrerupere zi și noapte. Acum, între pasul Prislop și platoul Semenic a mai rămas doar o bucată de pământ ars. Specialiștii urmează să evalueze pagubele și să vadă ce a dus la producerea incendiului. Bănuiala lor este că focul a izbucnit însă de la o țigară aruncată la întâmplare.